Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorin și astăzi continuăm seria noastră din Fanbus. Dragii mei, suntem la birou în Frankfurt și astăzi trebuie să ne verificăm un pic căsuța cu e-mail-uri, pentru că au venit unul sau două e-mail-uri și trebuie să vedem, pentru că am cerut o programare ieri pentru inspecție tehnică și reparație. Așadar, avem pentru reparație vehicle repair, așa, spune că avem în apropierea noastră, așa, damage pe 6-a, 9-a. Pe 6-a, 9-a avem programare pentru reparație și tot pe 6-a, 9-a trebuie să mergem să facem și inspecția autocarului. Ok, am înțeles. Bun. Hai să vedem cum programăm. Deci nimic legat de bani, din păcate. N-am primit, deci nu primim niciun bănuț, nu primim nimic. Suntem vai de steaua noastră. Repair date. Astăzi e. Repair date. Ok. Deci astăzi trebuie să mergem și la inspecție și la reparație. Bun. Asta vom face astăzi. După cum bine știți, autocarul nostru nu e tocmai într-o stare foarte bună. Frânele încă mai merg. Să spunem că... Hai. Poate facem și frânele, poate. Cauciucurile sunt ok. Aici o să facem... trebuie să golim și... Da, asta nu o să o facem astăzi. Că acest cum. Îl golim, vedem noi data viitoare. Și trebuie să facem shopping-ul. What the fuck? Fiți atenți că au gobit ăștia tot, mă, mâncava și ochii voștri. Deci de la Bremen până în Frankfurt, ăștia au mâncat tot. Și au băut tot. Ce mă fac boșilor, ce mă fac că... Da, în fine, trebuie să cumpăr și trebuie să cumpăr mai multe, pentru că altfel iarăși îmi iau mustrare din partea băieților, ca să le spun altceva. Deci 7700 am avut. Am prins un car accident penalty, știți voi, pe live. 2500 de euro mi-au sărit din schemă din start. Am plătit hotelul 97,50, am dat 43 de euro pe mâncare, 371 pe combustibil și cam asta e. Cheltuiala noastră pentru un drum ar fi 512 euro și stați așa că n-am plătit niciun o spălătorie, da? N-am plătit nici descărcarea toaletei, dezinfectant pentru camion, reparații, astăzi o să fie vai și amar de urișorul nostru. Sper să reușesc, nu știu dacă pot să-i cer bani ăsta, ia să vedem. Stai să vedem dacă reușim să-i cerem banul ăsta cumva. Nu e voie. Deci nu putem să-i cerem bani, păcat. Bun, să mergem la autocar, zic, și să plecăm spre service. Hai repede. Ba, 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 bang. Da. Păcat, păcat, mare păcat. Trebuie să ne uităm un pic și pe mapă să vedem exact unde e servisul, unde trebuie să facem și inspecția. Poate e în același loc. N-ar fi greșit să fie așa. E cam murdar, într-adevăr. Ar trebui să-l și spălăm un pic. Au coborât toți pe aici? Cred că au lăsat o mizerie pe aici. Nu chiar. Nu chiar. Îți curați, mă, băieții. Hai să ne uităm un pic și sus. Nu văd mizerie. Bun, bun, bun. Bravo, băieții, bravo. Așa vă vreau, mă, să nu lăsați mizerie. Că vorba aia. Hai să închidem ușa. Pornim și motorul. Am dat drumul și la radio, păi, dar n-am dat noi, noi. Cred că mi-am un copyright. Bun, hai să vedem un pic care e treaba pe mapă. Oh, e aproape, mă, e
Aproape, mă, băiatule. Și avem și spălătorie aici. Ok, repair, car wash. Bă, cred că ar fi trebuit să programez și Căcăcescu astăzi. Să le fac pe toate. Nu? Că sunt aici. De ce să nu le fac? Repair, car wash. Ia să vedem dacă putem să le programăm. Calendar. Pe 6 punem banul. Nu, lasă că le facem mâine pe astea. Le facem mâine. Trebuie să mergem și la market. De alimentar nu trebuie, dar astea trei putem să le facem mâine. Corect. Așa vom face. Astea mâine le lăsăm. Că altfel, dacă ne aglomerăm astăzi, nu se știe. Așa, mâine facem și un car wash, un descărcare de Copăcescu. Înțelegeți, voi? Bun, hai să-i dăm drumul. Să aprindem și noi ceva lumini. Nu mai dăm drumul la aer condiționat, că nu are rost. Mamă, să vedeți voi ce cheltuieli avem noi astăzi. Hai să vezi. Hai că dacă e și plouă astăzi. What the hell? Stai acolo, polițistule. Stai acolo. Dăm drumul și la ștergătoare. Păi ce ai făcut, bă, nene? Ia uite, bă, ploaie mai trebuia mie astăzi, mă. Ok, nu mai spălăm mașina. Mâine trebuia să spălăm mașina, nu? Ia să ne uităm în telefon. Da, mâine trebuia să spălăm. Deci, dacă plouă astăzi, nu mai mergem mâine la spălătorie. Vedem. Vedem, vedem. Da, normal așa ar trebui să fie. Sau se murdărește mai tare. Oricum e murdar, e clar că e murdar. Da, poate e ok totuși.
prindem la îngrămădeală. Iarăși aceeași problemă în această intersecție. Tot timpul o blochează, my friend, o blochează efectiv. Acum, noi cum procedăm? Hai să vedem. Eu chiar sunt curios. Eu chiar sunt curios să văd ce se întâmplă. N-ai cum așa ceva, frate. Uite, uite cum se bagă. Na, mai zi ceva. Incredibil. Incredibil. One hour later. N-ai cum altfel. N-ai cum. E jale, bă, băiatule, e jale. Încă așa ceva, n-ai cum în orașul ăsta. Aici e în stânga, hai să vedem. Pe aici e intrarea. Stai acolo, bus. Bun, spălătoria e acolo, dar n-avem treabă astăzi. Noi trebuie să mergem la service. Serviceul e în stânga aici. Ok, hai să vedem. Uite, la prima ușă aici. Ia să vedem. S-a deschis sesam, deschide-te! Asta zic. Hoppa! Deci, click this button here, body damage repaired. Ok. Select the parts repair and to do confirm. Budget pack nu se repară. Corect. Fuck. Nasol, bă, cred că o să ne costă o grămadă de bani. Ce cu să ne uite, 494 de euro de făcut fața la camion. E nasol. E nasol. Ok. Inspection done. Avem și inspecție de făcut. Da, 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 da. Trebuie să facem și inspecția. Bun. Repair failures. Nu avem failures. În schimb, hai să facem prima dată reparație și după aia facem inspecția. Că altfel nu o să trecem. Așa că intrăm pe repair. Ia, fai de viața mea. Fai de viața mea. Ce avarie avem. Uitați-vă și voi. Astea nu mai sunt bune de nimic. Astea trebuie să reparate. Care sunt 0%. Bine, nu o să avem bani, boss. Mai avem 1445. Ne-am ars. Ne-am ars. Nu repar din dreapta, nu. Nu e cazul. Bun, hai să reparăm astea.
Înțeleg că ne-a rămas doar ăsta, ok, bun. Și acum să facem inspecția. Ce? Doar break. Deși nu știam că trebuie să plătim și pentru astea. Doamne, nu cred așa ceva. Și cauciucuri oare? Nu, că nu am bani. Nu, hai, lăsăm doar. Mamă, m-a falimentat, ești nebun. Bradere mă falimentează. N-ai cum așa ceva. What the fuck is that? Your shooter is intercontinental, will be lost. Păi da, n-am făcut reparații, nu am ce să mai... Ia. Da, am făcut. Astea alte? Doar nu trebuie să le fac acum și pe astea. Nu cred. Nu, e atât, asta-i. Totuși am să mă dau jos un pic. Să mă uit un pic să văd și eu care-i treaba, nu? Băi, băiatră, oare mai trebuie să mai spălăm și ăsta? Ba da, trebuie să-l spălăm. What the fuck? Deci mâine trebuie să venim la spălătorie. Bă, nu se poate așa ceva, mă, frate. Am pus-o în viață. Băi, am cheltuit toți banii, ești nebun? Trebuie să fim atenți, foarte atenți la accidente. Deci astea ne termină. Să nu mai spun că trebuie să cumpăr și alimente pentru că săracii aia au mâncat tot. Mamă, ce s-a murdărit ăsta, bă, frate, bă. Săracii aia au mâncat tot, frate. Trebuie să mergem și la market mâine. Ok, bun. Asta este. Bine că am făcut inspecția, bine că am făcut... Să vedem, avem vreun e-mail. Nu avem niciun e-mail. Bă, poate o să ne dea ceva bănuți, mă, că altfel e jale, e jălanie, nu așa? Hai, să plecăm. Doamne, ce ne-am luat-o... Trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți, asta e toată treaba. Bun. Asta cu furat-o n-am înțeles eu. Cum dracu au furat ăia din mașină, dacă eu... Normal, am închis mașina. Chiar nu știu. Chiar nu știu. Ok. Oh, fa 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 fa. Ne-a ars astăzi, ne-a ars de bani de nu e adevărat. Nu vrea să deschidă ușa? What? Abia a reparat ăsta. Nu te cred. Doamne, nu vrea să deschidă ușa, fii antena. Băi, ești bun? Deschide ușa, mă. Nu cred așa ceva. Mă lasă să ies, dar nu înțeleg de ce nu mă lasă. N-a-t-o, fratele meu, că ne-am luat-o. Dar oare mă lasă să... Nu te cred, nu mai pot să intru înăuntru. Ah, ok. În spate, oare să meargă? Nu cred. Nu pot să mai ies afară. Na, că ne-am luat-o. Știi tu ne-am mai pățit așa, nu? La spălătorie. Pe seria trecută. O să dăm mai în spate să vedem, poate totuși merge.
Abia am reparat asta, deci pe bune, nu vreau să pățesc iarăși aceeași treabă. Apare nu se deschide nici în spate. Ok, hai că ne-a rezolvat. Dacă se întâmplă chestia asta e nasol. O să încercăm să salvăm. Hai să vedem. Oprim luminile, oprim motorul. Păi nu știu altceva ce pot să fac. Zic și eu. Nu? Că nu înțeleg de ce nu se deschid ușile astea. Astea se deschid. Astea canci. Nu vor, efectiv, uite. Incredibil. Oare n-am făcut ce trebuie? Ba da, n-are cum. În fine, hai să salvăm. Facem un save. Save. O să salvăm separat tura asta. Test. Și ieșim un pic și intrăm din nou. Că nu știu ce pot să-i fac. Că poate aveți și voi problema asta și să știți cum să procedați. Bun, dăm load game. Nu autosave, dăm test. Bun, suntem aici. Hai să vedem. Se deschide acum, bravo, 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 bravo. Hai repede, Dorel. Repede, mâncați-aș talentul tău. Aha. Așa deci, faci figuri la mine. Asta zic. Fază scurtă, închide și ușa. Am băgat și în viteză. Să-i dăm gazic. Așa, bă, băiatule. Vezi că se poate? Ieșim prin dreapta. Aparent. Mamă, dar ce plouă. Ce-a fost asta, boss? Și fulgeră. Ok. Mulțumesc, mulțumesc. Doamne ajută. Trebuie să fim foarte atenți la accidente de acum. Gata. Bă, pare că s-a curățat autocarul meu. Trebuie să mă uit un pic când ajung la club să văd care e stadiul. Ba nu, s-a curățat. Mă mint singur. Mă mint singur, e murdar. Ia uite-l și se murdărește mai tare. Ok. Deci, nu scăpăm de da bani. Totuși mi se par că am puțin bani.
Ce am făcut? Hai să zicem că am făcut un accident, am pierdut 2500, dar frate... De fapt, nu un accident, că am făcut 4. Ok. Tot înainte. Mai pe românești așa ne-am luat-o, ca să înțelegeți. Scoatem și din viteză. Bun, hai să mergem până la birou. Cum blochezi ușa, de exemplu, da? Bun, eu am închis ușa. Și data trecută am închis-o. Ca să nu intre să fure. Ce trebuie să mi-i fac? Nu știu. În fine. E... Cred că pur și simplu au vrut să-mi ia banii și aia e. Trebuie să le zic și la colegi, să știe. Hai repede că ne plouă. Bă, dar ce m-a jupuit astăzi de bani, bă, frate. N-ai cum așa ceva. Bun, treaba asta în felul următor. Hai să vedem calendarul pe mâine. Deci mâine avem car wash. Te dă bani. Asta avem mâine. Bun, și meciul următor. Unde e meciul următor? Frankfurt cu Hoffenheim. Hoffenheim. Unde e Hoffenheim ăsta? Ia să vedem dacă tot suntem la... A, dar nu putem aici. Ok, și eu cum? Chiar nu pot să cer bani de la ăsta, mă.
Ba da, pot. Yes. Yes. Și că mai am de făcut inspecție. Bă, lasă-mă, mă, cu inspecția ta. Dă-mi reper la asta, poate, poate. Credit request. Cred că da. Ia să vedem. Here we have to request credit for as my son remember to work with the current budget. Păi da. Să vedem cine trimite e-mail mâine. Nu avem treabă cu inspecția asta. Probabil rămân deschise până când trece ziua, pentru că astăzi nu am încheiat ziua. Finalizare, am aici am făcut frânele. Practic, mai merge, mai merge. Suntem ok. Ce trebuie să ținem cont e că mâine trebuie să descărcăm numai decât toaleta, să spălăm autocarul și, bineînțeles, trebuie să vedem cu mâncarea ce facem. Dar poate vine și ceva bănuți de la al de sus. Înțelegeți voi cine? Ca să putem să plecăm în cursă, că altfel e jale. Iar o să vină plângeri, iar o să avem probleme. Da. Așadar, dragii mei, cam atât a fost pentru astăzi. Sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Aveți ceva de spus? Nu ezitați să folosiți rubrica de comentarii. Bineînțeles, like, share și, bineînțeles, iarăși, abonare. Vă salut cu respect. La revedere!